Potrivit Mediafax.ro, anchetatorii au audiat începând de duminică și până luni dimineață 241 de persoane ridicate după perchezițiile ce au avut loc în capitală și în județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău, Constanța, Giurgiu și Ialomița. În dosarul în care se fac cercetări privind furturi de combustibil din rafinării și aeroporturile Otopeni și Băneasa. Conform unui comunicat de presă al Poliției Române, au fost ridicate în urma perchezițiilor aproape 65.000 de litri de combustibil. Importante sume de bani, echivalentul a 1.300.000 de lei în monedă națională și străină, echivalentul la circa 1.300.000 de lei în monedă națională și străină, 19 autoturisme, recipiente pentru depozitarea combustibilului, pompe, arme de vânătoare, cartușe și înscrisuri cu valoare probantă. Au fost derulate 233 de percheziții și au fost duse la audier 222 de persoane, printre care și 14 giurgiuveni. Prejudiciul provocat de membrii rețelei estimat la circa 1,1 milioane de lei. Acțiunea a fost coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române și parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și s-a desfășurat cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție, participând peste 1000 de polițiști, 100 numai de la Giurgiu.